de la o Nicoleta foarte grasă și foarte, foarte obosită, pe care o doare coloana și picioarele, pentru că tocmai ce am terminat turul muzeelor Vaticanului, am fost și în Capela Sixtina, acolo n-am avut voie să filmez, acolo nu se filmează, cine filmează acolo este, mă rog. Acum sunt în Catedrala Sfântul Petru, pentru că am reușit să intru mai repede dacă am ieșit de la muzeu. Și iarăși cuvântul este același, sunt copleșită, sau fraza este aceeași, că sunt copleșită. Este ceva neimaginat, este ceva, nu știu, dacă nu ați văzut-o pe viu, vă spun eu că toate imaginile pe care le vedeți la televizor, toate pozele și toate cele, nu se compară cu realitatea. Deci este artă peste tot, în primul rând. Pentru mine, cel puțin, este artă peste tot și este... Ah. Da, am vrut să mă apropii de baldachin, nu se poate, este încercuită zona pentru baldachin. Cred că iarăși are legătură cu slujba de duminică, era și un cor care repeta ceva acolo. Dar mai mult decât Pieta, pe care o știu pe din afară și a cărei machetă o avem într-un timp acasă, și mai mult decât baldachinul, eu am venit pentru un punct anume pe care încă nu l-am găsit, pentru că nu m-am informat prea bine pe unde este, fiindcă am vrut să mă ia prin surprindere și trebuie să-l caut. Și când ajung la el, o să vă explic, sau, mă rog, când o să ies de aici, o să vă explic de ce am caut punctul ăla și pentru ce-l caut. O să, cred că o să coborâm și jos la papi, să-i vizităm pe papi, dar întâi să caut punctul ăla, pentru că pentru mine ăla este mai important decât, chiar și decât Pieta lui Michelangelo la ora actuală. Dar uitați-vă și voi ce e aici. Este absolut extraordinar. Am câteva chestii din astea să vă spun legate de catedrală, legate de baldachin, legate de multe, dar o să filmez imagini și o să pun ori un voiceover, ori o să vă zic mai târziu și intercalez imaginile, pentru că n-aș vrea neapărat să mă plimb vorbind prin toată catedrala. Aici am găsit un colț mai retras și este ok, nu e o problemă, dar it's wow. Și again, sunt foarte fericită că am venit singură. Sunt foarte fericită că am venit singură. Este ceva ce, dacă nu vedeți pe viu, nu. Cuvintele sunt de prisos. Am intrat la Castelul San Angelo, care este aici, deasupra mea. Aici e un pic de curent, dar da, am terminat cu Vaticanul, am mâncat un sandwich, a fost genial, sandwichul ăla, the best ever. Am băut un cappuccino, care a fost cam slăbuț, cred că aveam nevoie de un pic mai mult. Și acum am venit aici să vedem castelul
și peisajul și panorama și poate mă prinde apusul aici, pentru că de fapt nu, că se închide la 7:30. Am văzut că e o panoramă absolut superbă la apus aici. Și da, cam așa arată castelul unui papă. Fortăreața unui papă, că nu-i ajunge la Vatican. Thank you.
Bună dimineața! Este 6:47 și știu asta pentru că am urmărit 6:45, care e ora importantă. E ora când s-a schimbat problema, adică am făcut 33 de ani. Și fix la 6:45 am ieșit pe ușă, pentru că am plecat iarăși de vreme să facem poze, puțin chiar mai devreme decât ieri. Și mergem acum până în Piața Navona, că vreau să filmez, că tot așa când am ajuns eu după masă alaltăieri, a fost foarte aglomerat și nu... Doamne, dar ce păsări matinale! Așa, a fost foarte aglomerat și nu am apucat să filmez mare lucru. Mă rog, am luat câteva cadre, dar n-am filmat efectiv ceva ce vroiam și vroiam să vă povestesc ceva legat de, pentru cine nu știe, de Piața Navona, pentru că mi se pare o poveste absolut incredibilă și de aia voiam să ajung acolo. După aia mergem iarăși la Fontana di Trevi, pentru că nu mi-am aruncat bănunțul în Fontana di Trevi, iar eu am de gând să mă întorc la Roma, așa că da. Și apoi Treptele Spaniole, sau mă rog, una dintre ele o să fie după Piața Navona și după aia mergem la Coloseu, evident. Că trebuie să ajung la până nou la Coloseu. Așa, e galben, dar stăm, că nu mai durează mult. Se face roșu și sunt mașini pe partea cealaltă. Așa. Să treacă culcul ăsta de mașini și vă zic ceva. Ce voiam să vă zic este că ieri am ajuns acasă, mă rog, la hotel, acasă, whatever. Am ajuns și am fost ruptă de picioare, deci nu mai puteam, mă durea coloana într-un timp. Efectiv, m-am dus în catedrala Sfântul Petru și m-am pus acolo la rugăciune. Știu că nu e neapărat cel mai drăguț lucru. Bine, asta nu înseamnă că n-am aruncat și eu rugăciune acolo, ca să fie, dacă tot eram acolo. Dar mă durea atât de tare coloana, pentru că în mod surprinzător pe mine mă doare coloana foarte tare când merg pe din astea, fără tocuri. Pentru că mi se tasează niște vertebre și când nu sunt pe tocuri mi-e mai rău decât atunci când sunt pe tocuri, pentru coloana cel puțin. Și plus că tot muzeul de ieri a presupus să stai foarte mult în picioare, mai mult decât să mergi, efectiv. Și pe mine nu mersul pe jos mă omoară, ci statul în picioare, statul degeaba, așa, pe picioare. E, și când am ajuns în catedrală, deci nu mai puteam. Oricum, catedrala, v-am zis de ieri că este un vis, este divină, este minunată. Când am ieșit din catedrală, mi-am dat seama că nici nu am trecut pe lângă statuia lui Sfântul Petru, ca să vă arăt câte tocidei sunt picioarele. Dar mai ajungem noi și altă dată. Și a fost foarte frumos. După aceea am fost la asta, la Castelul San Angelo, că de fapt acolo cred că v-am lăsat, la castel. Ups. Așa. Și castelul mi-a plăcut. Mă așteptam să fiu dezamăgită, pentru că pe băzi mă setase că mai nu-i mare lucru, nu știu ce, da, e mai ok decât al nostru, adică e un fel de bran al nostru, despuia de toate cele, că na, așa, dar e foarte ok, nu, a fost foarte ok, panorama frumoasă, am vrut să stau să beau acolo ceva, ca și un bar, dar pentru că era seara, era târziu, ei au închis și închid mai devreme decât de obicei, decât programul castelului. Și atunci n-am mai stat, am venit în cameră, că v-am zis, hotelul meu nu este foarte departe de Castelul San Angelo, adică 5 minute de mers pe jos. Și am venit până în cameră, m-am dat un refresh, m-am dus, mi-am cumpărat ceva și m-am întors tot în cameră. Inițial aveam de gând să mănânc în oraș, dar n-am mai stat să mănânc în oraș. Așa, astăzi avem Coloseum ca obiectiv principal pe ziua de astăzi și abia aștept. L-am văzut eu așa de la distanță alaltăieri când am fost, că am fost și v-am filmat că am văzut Forul Roman, dar mă rog. Și ce mai era? Că mai era ceva. Mai aveam ceva să vă zic. Nu mai știu. Toate bune și frumoase până acum, adică nicio chestie, n-am avut nicio problemă. Foarte fain,
muzeul a fost divin, deci muzeul Vaticanului foarte, foarte amplu. N-am reușit să stăm să vedem tot, că e imposibil. Adică ei zic că s-ar putea să parcurgi, dacă petreci un minut la fiecare exponat, ai nevoie de 10 ani ca să le vezi pe toate. Deci nu, așa, n-ai cum să stai să le vezi. Au fost destul de repede înainte, dar a fost ok. Adică turul ghidat pe care l-am luat, deși e scumpicel, a meritat. Adică chiar merită pe deplin. Mai ales dacă nu, că nu, mai ales că presupun că nu fost să faceți chestia asta de fiecare dată când veniți în Roma, dar dacă vă gândiți să veniți în Roma, luați turul ghidat pentru Muzeul Vaticanului, că e bun. Adică e foarte, foarte ok. Bun. Acum, eu vă las ca să grăbesc puțin pasul. Uitați, am ajuns la Castelul San Angelo. Aici. Să grăbesc puțin pasul și să mergem, să prind, că la Fontana de Trevi ieri era măcel deja, la 6:30 când ajunsesem eu. Nu mi-am luat nimic pe mine, este să nu mă îngheț. Da. Vă pup și vorbim mai încolo. Ne auzim din Piața Navona. Ia uitați și voi aici, căsuță mică modestă de oameni sărăcuți. A, uitați, ce amărâți erau oamenii pe vremurile alea. Ai de ei, săraci. Cum ar fi putut să trăiască așa amărâți, eu nu știu. Ia. Uitați-vă la statuia aia de acolo. Superbisima. Și am ajuns. Și exact ca la Panteon se întâmplă aceeași poveste cum... Atunci când am venit aici era plin de oameni, stăteau oameni pe aici, pe astea, peste tot erau întinși. Văd că nu au ridicat carul ăla de filmat de acolo, ceea ce este puțin supărător, but whatever. Dar cert este că este foarte liber, în sensul că nu-i nimeni. Așa, hai să ne ducem, să ajungem puțin la obelisc și să vă povestesc de ce am venit eu aici și ce vreau să vă povestesc legat de Piața Navona, pentru că punctul central al pieței, evident, este fântâna a lui Bernini cu obeliscul și catedrala sau biserica Sfânta Agnes, că nu e neapărat o catedrală, e biserică considerată. Sper că m-auziți de apă, deci fântâna aceasta este făcută de Bernini. În italiană se numește La Fontana dei Quattro Funi, adică fântâna celor patru râuri, pentru că Bernini a dedicat-o a patru râuri care practic unesc lumea într-un felul lor, și anume Dunărea, Nilul, Gangele și Rio de Plata din America. Și Bernini, ca să știți, el ca personalitate era un tip foarte jovial, foarte glumeț, foarte pozitiv și era un tip absolut, nu știu, plăcut de a-l avea în companie. În schimb, una din persoanele cu care nu se înțelegea absolut deloc, și o să mă dau puțin mai în spate ca să mă auziți de apă, era Boromini. Boromini care a făcut catedrala, catedrala Sfânta Agnes, asta de aici, care este fix în partea opusă, sunt paralele, da? De fapt, o altă legendă spune că papa de la vremea respectivă a făcut un fel de concurs între Boromini și Bernini, cumva știind cam care e relația dintre ei doi și că nu se înțeleg, și i-a pus să construiască câte ceva în piața asta, pentru că era o piață goală, și i-a pus să construiască ceva. Și le-a zis, faceți ceva interesant pentru piața asta și la final voi decide cine a făcut opera cea mai frumoasă. Și v-am spus, Bernini era un tip foarte jovial și foarte simpatic, pe când Boromini era exact opusul lui, era un tip depresiv, era un tip apăsat, apatic, și de-aia nici nu avea foarte mulți prieteni și nici nu prea îl plăcea lumea, în esență nici Bernini. Iar când au făcut cele două opere, Boromini, dacă vedeți voi acolo sus, este Sfânta Agnes. Sfânta Agnes teoretic trebuia să se uite în jos la oameni, să se uite la cei care trec prin piață și cumva să-i protejeze, dar dacă vă uitați bine, nu știu cât de bine se vede pe filmare, ea are fața întoarsă cumva, pentru că nu vrea să se uite la ceea ce este fântâna asta, la odioșenia care este
această fântână. Pe de altă parte, Bernini nu s-a lăsat mai prejos și dacă vă veți uita la cele două personificări ale râului, ale râurilor care sunt aici, ambele parcă se feresc de a se uita la biserică și la Sfânta Agnes, pentru că și lor li se par odioase. Uitați-l pe acesta cum stă cu mâna ridicată așa, de parcă n-ar vrea să vadă, parcă aș vrea să-și ferească privirea, iar celălalt are capul întors cu totul, pentru că efectiv nu vrea să se uite, este și mai aproape de Sfânta Agnes și de catedrală. Și de aia nu se uită, adică nici nu vrea să se uite. Asta ca să înțelegeți cum se duceau la vremea respectivă disputele, prin muncă, prin artă și prin creație. Da, și cred că mai este un loc special aici în piață, dar trebuie să-l găsesc. Nu știu dacă, nu sunt sigură dacă e în piața asta, dar parcă în piața asta ar fi trebuit să fie. Oricum și catedrala și fântâna sunt absolut spectaculoase, sunt absolut superbe și merită să veniți să le vedeți. Și când veniți să le vedeți, să încercați să fiți atenți la detaliile astea, să vedem cum mai priviți lucrurile atunci. Cred că văd un panou aici și dacă este cel pe care îl caut eu, e bine. Gata, am terminat și cu pozele și cu filmatul. Nu am... Gata, să trăiți. Nu am găsit panoul de care vă ziceam, trebuie să mă așez undeva să verific sursa, să văd dacă este aici în piața Novona și dacă este aici ne întoarcem, dacă e în altă piață, nu știu, vedem cum rămânem după Coloseum. Dar ideea este că e o poveste interesantă și care mi-a adus aminte de o carte de care îmi povestea mama. Da. Și am ajuns la Cesuleț. Și am mai fost pe aici. Asta este o autostradă. Stai să lasă să treacă autobuzul, că e sigur săracul. Așa. Așa. Deci, am... Bărbații, tot bărbați sunt oriunde ai fi, și mai ales în Italia, și mai ales dacă sunt polițiști. Aceeași poveste. Ia să schimb. Whatever. Revenind. Așa. Și mai am un fun fact să vă arăt, că ajung imediat la o străduță, că era aici, dar erau polițiști și le opriți acolo și... Așa, să, dacă ajungem la o intersecție, văd că asta din fața mea nu este. Gata să treci. Mai încet, nu trebuie să trezim tot cartierul. Așa, ia stați așa, stați așa. Nu, aici, asta este o biserică, iarăși foarte frumoasă și foarte importantă, pe care nu știu dacă a fost să o vizitați azi. Ah, uite, aici, asta vreau să văd. Hello, Panteon, încă o dată. În drum spre Fontana di Trevi vă întâlniți cu el, pentru că sunt foarte aproape. Piața Navona de Panteon e, ați văzut, la câteva minute distanță și Fontana di Trevi e imediat lângă. Dacă ați venit la Roma, probabil ați văzut că sus, pe multe clădiri, la colțurile clădirilor, sunt aceste medalioane care arată diferit. Am filmat mai multe de-a lungul vlogului și o să le pun aici ca să vedeți că sunt diferite și sunt mai multe. Aceste medalioane se numesc Madonelle și de regulă sunt reprezentări ale Maicii Domnului, pentru că, după cum știți, catolicii sunt foarte atașați de Maica Domnului și le-au pus la colțurile clădirilor, care practic marca intersecția dintre două străzi, le puneau așa aici pentru a-i proteja. Un fel de troițele românești, cum avem noi troițele la sate, care în general erau puse la intersecții, așa sunt aceste madonele. Și când veniți la Roma, încercați să vă aruncați și ochii în sus pe clădiri după aceste madonele, pentru că unele sunt chiar spectaculoase, adică unele sunt foarte alambicate și chiar spectaculoase. Buongiorno! Hai să vă arăt și cel mai bun loc de făcut poze de la Fontana di Trevi, care este tot timpul ocupat.
non-stop. So, stați o secundă. Vă arăt. Cel mai bun loc. De, sorry. E poze, stați că am curcat. Este aici pe colț. Aici vreau eu să fac poze. Uite aici pe colț, unde stau copiii ăștia. Cu asta, pentru că se vede toată fântâna și nu se văd oamenii. Tengo la mira. Ai, am ajuns la treptele spaniole care sunt pline de flori pentru că a fost ziua Italiei și o am aici pe Lorena. ¿Quieres que te ponga mi video? Sí. ¿Te puedo? Sí, sí, ¿sí? Sí. Ya es Lorena. Hola. Ella es Lorena México. De México. Ne-am întâlnit la Fontana di Trevi. Ne-am întâlnit la Fontana di Trevi și ne-am făcut poze și am venit aici pentru că amândouă voiam să venim. Și este o lumină absolut fabuloasă. Mira, ¿sabes por qué está bota aquí? Ai, 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 che bello! Da, am rămas spaniolă, italiană, franceză, engleză, pe toate, băi, salată sunt. Deci știți cum? Am terminat cu treptele spaniole, am făcut poze cu Lorena, foarte drăguță, este foarte, foarte simpatică, genul tipic mexican, cu atitudinea aia super caldă și super drăguță și super simpatică. Am găsit-o la Fontana di Trevi și sărăcuța a încercat să-și facă o poză și la un moment dat m-a văzut și zic că vrei să-ți fac poză? Da! Bine, era singurică, se vedea că e singură ca și mine și făcu poze și de acolo și ea vrea să vină aici și eu am vrut să vin aici și uite numai așa că ne-am nimerit. Am vrut să mergem să bem o cafea, doar că ea trebuie să plece, că pleacă astăzi în Spania și trebuie să se decazeze. Așa că mă voi duce singură să beau o cafea, că mai am vreo 40 de minute la dispoziție înainte să fiu la Coloseu și să beau o cafea și să mănânc ceva, că n-am apucat să iau micul dejun și să mă încălzesc puțin, pentru că am degerat. Că nu mi-am luat nimic pe mine, știind că astăzi va fi foarte, foarte cald. Îmi pare rău că nu mă uit la voi, dar, doamne, sunt superbe, sunt superbe florile astea. Sunt absolut minunate. Nu mi-am luat nimic pe mine, știind că o să fie foarte cald astăzi și n-avea rost, am zis că mai bine sufăr puțin de frig acum la început decât să stau sau chiar după mine toată ziua geacă pe care oricum o folosesc jumătate de oră. Că începe să se încălzească, nu mai așa rece, dar mie mi-a fost rece că am plecat și cu părul. Că fionul din cameră merge mai mult de o grămadă. Adică merge, dar cred că am luat 50 de ani să mă usuc cu el. Și numai bine. Mergem, bem cafeaua și plecăm către Coloseum și Lorena mi-a spus să vin seara, ceea ce știam și eu, dar a zis că neapărat să vin seara să văd treptele și seara luminate. Și pentru cine nu știe, că n-am mai stat să filmez acolo, că vorbeam cu ea, pentru cine nu știe, de ce se numesc treptele spaniole? Că am văzut că printre români este o mare confuzie, că de ce, Doamne iartă, mai există trepte spaniole în Roma, în mijlocul Romei? Păi de asta, că uitați, asta de aici așa, de aici așa, asta este ambasada Spaniei. Și toată zona asta, toată piața asta și toate clădirile astea, pe vremuri, făceau parte de teritoriul spaniol și din teritoriul Spaniei. Și în onoarea Spaniei și a ambasadei a rămas denumirea asta de treptele spaniole și piața Spaniei și tot. Am luat-o bine sau nu am luat-o bine? Cred că am luat-o bine. Aici ar trebui să fie. Așa. Și de aia se numesc treptele spaniole, iar ce începusem să-i zic Lorenei și cred că ați văzut și voi, stați, că n-am luat-o bine, nu, aici în partea asta. Ce începusem să-i zic Lorenei era legat de barca aia care este acolo, fântâna aia sub formă de barcă. De ce este
fântână, aia acolo și de ce e barca acolo. Pentru că la un moment dat Tibru a inundat Roma atât de tare încât a fost plină de apă, nu știu, vreo lună, ceva de genul ăsta. A fost o inundație de aia uriașă și oamenii au început să meargă cu bărcile și cu ce mai aveau prin oraș, efectiv. Și când s-a retras apa, foarte multe din bărci au rămas pe străzi. Și în onoarea acelui moment, that's nice, a Fendi bag. În onoarea acelui eveniment tragic, ca să spunem așa, și ca lumea să-și aducă aminte că vezi că mai trebuie să avem grijă de noi, s-a făcut acea fântână de acolo. Uite și Megu, am ajuns. Hello guys, din interiorul Coloseului. Uite, acolo este ce a mai rămas din templul lui Venus. Stați să dau luminozitatea în așa fel încât să-l vedeți. Și în interior, acolo, era o sculptură cu Venus. Venus, zeița frumuseții și a fertilității. Aș vrea să zic ceva, dar nu știu ce. Efectiv, sunt în punctul în care nu știu ce să zic. Aș vrea. Bănuiesc că toată lumea știe deja că nu acela este parterul sau nu acolo era arena. Arena era la nivelul ăsta. Începea de aici, de la punctul ăsta, așa. Și era totul acoperit cu nisip pentru a absorbi sângele care se vărsa în arenă. Și arena putea să fie și inundată pentru spectacole cu corăbii, în cazul în care împăratului îi se punea pata că vrea un spectacol cu corăbii sau un concurs cu corăbii, depinde. Este absolut spectaculos, este mare, este gigantic, este ceva ce nu, efectiv nu vă puteți închipui dacă nu sunteți aici. Și m-am ales și cu o poză din asta instant. Ne-am făcut poză unor turiști care se chinuiau sărăcuții să-și facă o poză și mi-au făcut și mie una. Mă rog, m-au prins puțin în mișcare și zici că-s cocoșată, dar nu-i problemă. Thank you.
Acesta este Arcul de Triumf al lui Titus, care a fost construit după ce a cucerit Ierusalimul. Iar când au cucerit romanii Ierusalimul, evident că l-au jefuit și cu tot ce au adus din Ierusalim au construit Coloseumul. Am ieșit de la Coloseum și am ajuns pe dealul Palatin, cred că așa se numește în română, Palatin Hill, că tot așa l-au avut tot timpul. Aici unde era practic casa împăratului și în partea de jos este forul roman. O să mergem să-l vedem și pe acela. Sunt absolutamente impresionante toate monumentele astea, sunt absolut fabuloase. Și aici nu prea vine multă lume, după cum vedeți, nu prea se înghesuie lumea pentru că se uită din exterior. Arcul din spatele meu este arcul lui Septimus Severus și nu v-am zis, dar există 3 arcuri de triumf care au rămas aici. Unul, cel al lui Titus pe care vi l-am arătat, ăsta al lui Septimus și mai este cel al lui Constantin care este chiar lângă Coloseum. Eu aveam impresia că ăsta este al lui Constantin, de-aia n-am zis nimic, pe ăla nu l-am filmat, dar este fix lângă Coloseum, cum ieșiți, este îngrădit și lumea nu prea se uită la el, nu prea are treabă cu el. Arcul ăla de triumf a fost ridicat în onoarea lui Constantin, în momentul în care a învins în bătălia cu tătarii. Așa. Ziceam de Arcul de Triumf ridicat în onoarea lui Constantin. A fost ridicat după bătălia în care i-a învins pe tătari și se spune că a avut un vis înainte de bătălie în care i s-a spus că dacă va purta crucea, va învinge, ceea ce el a și făcut și a și învins și așa a ajuns Constantin cel Mare să creștineze Imperiul Roman și bineînțeles și pe noi până la urma urmei. Așa a trecut el practic la creștinism. Și în spatele meu cred că puteți să zăriți clădirea aia triunghiulară. Aia se numește Capitolino, care era practic locul unde se aduna parlamentul. Se pare că e folosit așa acum tot pentru așa ceva. A
Acolo se aduna parlamentul, se țineau ședințele, se discutau, iar în forum roman erau, se țineau relațiile, business-ul, ca să spunem așa, discuțiile de business mai ample. Acolo se luau deciziile, în Palatine Hill era împăratul unde trăia bine mersi și unde avea el curse și se distra foarte frumos, iar aici zona asta era toată zona, era împânzită cu locuri în care să se discute. Faza haioasă este că la vreo 200 de ani după căderea Imperiului Roman, zona asta, tot ce înseamnă forul roman, a fost dată uitării și a fost treptat acoperită de gunoaie, de pământ, cum se obișnuiește. Și a ajuns să se numească Il Campo di Vacchi, adică câmpul cu vaci, pentru că oamenii din zonă veneau și își pășteau vacile aici, pe ce vedeți voi acum, da? Aici era un câmp plin cu vaci. Dar după aceea, bineînțeles, în epoca modernă l-au descoperit și au dat seama că stai un pic, că stai de pe vremea romanilor și l-au restaurat. Și acum vreau să ajungem sus undeva. Știu eu că trebuie să vedem sus, ca să vedem forul în roman de sus și să vă povestesc câte ceva despre aceste coloane și despre toate templele care sunt aici, că sunt și câteva temple. Haideți că m-am întors la acest templu. L-am filmat când am trecut prima dată prin fața lui și după aceea am dat un ocol și m-am întors aici. Și vreau să vă povestesc câteva chestii despre acest templu. Este dedicat Augustinei Fausta sau Faustina, depinde de versiune pe care o auziți, care a fost soția împăratului Augustin. Se spune că a iubit-o atât de mult încât el deci nu-și vedea viața fără ea, doar că partea proastă este că ea a murit la 3 ani după căsătorie, iar el a mai trăit 20 de ani după. Și când a murit, împăratul i-a dedicat acest templu. Și dacă vedeți voi acolo sus, pe coloane, în zona asta, sunt niște dungi. Și asta pentru că cineva a încercat să smulgă coloanele, să le dărâme, dar din fericire nu au reușit, au fost prinși și nu au reușit să distrugă monumentul. Și dacă o vedeți voi, o să dau un pic de zoom ca să nu mă mai duc încă o dată până acolo. Dacă vedeți, ușa este sus, iar scările sunt foarte jos. Da? Și nu există scări. Știți de ce se întâmplă treaba asta? Pentru că la vremea la care a fost construit acest templu, pământul era exact la nivelul ăla. Deci era până acolo. Doar că am înțeles de la un ghid care a trecut pe aici că odată a fost mutat templul, a fost mutat câțiva metri mai încolo. Și în al doilea rând, Mussolini se pare că a fost iubitor a tot ceea ce însemna Imperiul Roman, dar a urât din suflet tot ce era, tot ce însemna perioada medievală. Și atunci, în momentul în care a venit la putere, a curățat totul pe aici, astfel încât să rămână numai ceea ce a rămas de la romani. Și încă un lucru pe care am uitat să-l menționez legat de monument este că ulterior a devenit biserică dedicată lui San Lorenzo, lucru care a ajutat, a dus la conservarea monumentului, pentru că dintre toate altarele și monumentele care au fost create aici, ăsta este singurul care s-a păstrat aproape intact. Aproape. Un alt lucru pe care aș vrea să-l remarcați este măslinul ăsta. Mai era unul jos la intrare, aproape la fel ca ăsta. Uitați-vă la el cât este de vechi, cât este de bătrân. Este înfiorător de bătrân. În caz că nu știți, măslinii cresc foarte greu și rezistă foarte greu. Și
De aia și în Grecia, în mod special, sunt considerați sacri pentru că cresc greu, îi reușești să-i prinzi foarte, foarte greu. Și uitați-l înflorit. În caz că n-ați văzut niciodată cum arată o floare de măslin, vă arăt eu. Și o chestie pe care n-am auzit-o de la nimeni legată de măslin, acum am observat-o fix în secunda asta, în momentul în care iei frunza și o freci așa între degete, îți miros degetele fix a ulei de măsline. Ceea ce este cumva logic. Da, uitați și voi, este plin, plin, plin de floricele. Și ce micuțe sunt! Și din chestiile astea așa micuțe ies chestiile alea bune pe care le mâncăm noi. Aoleu, am zis măsline și deja îmi lasă gura apă, nu mai pot. Ia uitați-l. Uitați-l ce splendoare, în toată splendoarea lui. Acela de acolo este Arcul de Triumf al lui Constantin, de care vă ziceam, pe care nu l-am filmat. Aici este cel al lui Titus, ăsta de aici, cel al lui Septimus și al lui Constantin, pe care vă spuneam. Și pe care nu-l filmase. Hai să facem poze cu Coloseumul, că tot am venit la el. Coloseumul în toată splendoarea lui, cum nu-l vedeți. Iar aici este templul lui Venus, pe care vi-l arătam de sus, din Coloseu. Când intrați în forul roman, după ce treceți de Arcul lui Titus, luați-o în dreapta. În loc să vă duceți către for în jos, luați-o în dreapta și veniți aici sus, că aici nu sunt oameni care să facă poze cu Coloseumul și este și cea mai bună priveliște pentru el. Deci aici aveți ocazia să faceți poze din alea frumoase cu Coloseumul și chiar nu sunt foarte mulți oameni. Haide că până nu mi se încinge camera de tot, că deja s-a supraîncălzit, că stau de o jumătate de oră să fac poza magică pentru care am venit la Roma. Bine, am venit să văd Roma, dar mă rog, știți cum se zice în lumea Instagramului, că te duci undeva pentru o poză. Hai să vă povestesc care e treaba cu coloanele, că începusem și am fost întreruptă. Bun, vă ziceam eu când, ieri, cred, sau când, vă spuneam că romanii au fost mari admiratori ai arhitecturii grecești și de-a lungul istoriei au tot inclus în arhitectura lor elemente grecești, printre care unul din principalele elemente pe care le-au importat au fost coloanele. Dacă vă uitați cu atenție, poate în clipul meu nu se vede, dar vă promit eu că dacă vă uitați pe o poză de aproape la Coloseum, o să vedeți că jos avem coloane ionice, la mijloc, acolo, la al doilea nivel, sunt coloane dorice și aici sus, nu focusează din cauza degetului meu, sus avem coloane corintiene. Care e diferența dintre ele? Partea de sus, dacă nu mă înșală pe mine memoria de când am învățat la școală, partea aia de sus. La coloanele ionice este simplă, este doar cu niște cercuri pe lângă, la cele dorice are chestia aia rotundă, așa, ca un fel de panglică, iar la cele corintiene sunt cele care sunt cele mai ample, cele mai alambicate, care au flori, au tot felul de desene. Bun, dacă vă uitați sus de tot, sus, sus și mai sus la Coloseum, veți vedea chestiile alea care ies acolo pe lângă fereste, să zicem, nu sunt neapărat fereste, dar mă rog, chestiile astea de aici, de la chestiile astea de aici, așa, din zona asta, alea erau niște suporți, ăia, de fapt, erau niște suporți pentru niște căpriori de lemn care țineau deasupra lor, țineau o prelată foarte mare care acoperea partea de Coloseu în care erau spectatorii. Când era vară și când era foarte, foarte cald, Coloseumul era acoperit. Adică arenele acoperite n-au fost inventate în epoca modernă. Trebuie să rețineți voi este că ceea ce putem noi vizita în ziua de astăzi este doar o treime din Coloseum, pentru că Coloseumul a fost răspândit prin toată Roma. Toată Roma este construită, deci două treimi din Coloseum sunt răspândite prin clădirile din Roma. Și de asemenea, dacă vreți un alt fun fact, baldachinul din Bazilica Sfântul Petru, din catedrală, este făcut cu bronz
care a fost luat din Coloseum, din structura Coloseumului, din decorațiuni de peste tot. Deci, baldachinul și multe alte lucruri de bronz sunt făcute cu bronzul din Coloseum. Iarăși un alt lucru foarte interesant este că înainte grecii nu le numeau arene, le numeau stadioane, stadium, pentru că ei nu aveau ideea de arenă. Arena a venit după aceea când au venit romanii și arenă vine de la cuvântul arena, nisip, pentru că, după cum v-am zis când eram și în interior și după cum cred că știe toată lumea, Coloseumul avea o bază de nisip pentru a absorbi sângele celor care mureau acolo, animale sau oameni, depinde de situație. Cei care mureau trebuia ca să poată absorbi. Ca să se ducă sângele, au pus nisipul ăla și de la cuvântul nisip a venit și numele de arenă. O să părăsim și Coloseumul, părăsim și forul. Panorama aia de care vă ziceam eu o să o vedem altă dată, efectiv sunt ruptă. Mi s-a încins super tare camera și aș vrea totuși să nu o distrug. Și în al doilea rând, mi-este și foarte, foarte sete. Am stat jumătate de oră ca să prind poza aia magică. Poza aia. Cum se zice, poza pentru care am venit la Roma. Deci am stat jumătate de oră în soare și aș vrea totuși să mă mișc ca să pot să... dau de niște apă. Hai să mai aruncăm o privire, poate la cel mai important monument pentru noi din Roma. Și am mai găsit o căsuță așa de sărăcuți, de foarte săraci, foarte, foarte, foarte săraci. Uitați-vă numai la ușile alea, că sunt de mari. Au 5 metri înălțime, numai ușile. Deci, e un mic pălățel, da, știi. Acolo pentru că scria bar pe el, era bar Constantin și am mâncat un sandwich iarăși, un sandwich genial. Frate, de ce nimeni nu vorbește despre sandwichurile din Roma, că sunt geniale? Wow! Da. În fine, și-am băut o cafea și după aia am cerut un mojito pentru că tocmai vreau să stau ca să mi se odihnească puțin picioarele. Și nu știu cum să vă spun, dar mojito-ul ăla n-a avut un strop de apă tonică, a avut niște gheață care nu se topea. Și în rest era alcool pur, adică nu știu cum să zic, a fost cel mai tare mojito pe care l-am băut în viața mea, adică era... Cred că a depășit vodka în alcoolemie. Da, foarte bun de altfel, nimic de zis, adică nu mă plâng, dar dacă încep să cânt, m-au zis că încep să cânt, e de la mojito, da? Acum ne întoarcem către Fontana di Trevi și e dezastru aici, aoleu! Așa, pentru că am niște treabă în zonă. Motivul pentru care mă grăbeam eu atât de tare era că mi-am cumpărat la ora 3 bilete și pentru catacombele din Fontana di Trevi, de sub Fontana di Trevi, nu din Fontana di Trevi, stați să nu-mi bugă după aici. Și partea faină este că am și un audioghid, ceea ce este minunat și hai să vedem ce se află sub Fontana di Trevi. Here I have one. Thank you.
Da, am ieșit. Mi se termină bateria la cameră și nu știu ce să fac acum, dacă să merg la hotel să încarc bateria și să mă întorc mai târziu sau să mai stau pe aici. M-aș întoarce la hotel, că e cald, e foarte cald. A fost foarte interesant turul. A durat foarte puțin, este o chestie foarte micuță, adică nu vă așteptați la ceva mare. Dar a fost foarte interesant. Hello, hello, haideți că mi s-a terminat bateria. Exact când am ieșit de la ruinele. Nici nu mai pot să vorbesc, de sub fontana di Trevi. A fost fain, a fost fain. Scurt, dar fain. Dacă ajungeți în Roma, măcar o dată faceți și treaba asta, pentru că o să aflați foarte multe chestii, nu doar despre Fontana di Trevi, ci o să aflați niște chestii despre aveducte, despre motivul pentru care găsiți în Roma apă la discreție oricând și sunt fântânii în continuare, se menține tradiția asta cu fântânile. Deci, eu zic că merită. Eu am avut biletul cu audio guide, ceea ce m-a ajutat foarte mult și cred că de acum încolo așa am să-mi iau tot timpul, pentru că nu mai este nevoie să citesc așa. După care m-am întors acasă, pentru că mă dureau picioarele infernal de tare, și m-am întors la hotel să mă refac puțin, să-mi dau un refresh. Am făcut un duș rapid. Am făcut un duș rapid, am băut niște apă și acum ies iarăși, este 7:30 și am zis să ies puțin în oraș să mă mai plimb, pentru că este ultima seară în Roma și vreau să mă plimb. N-am apucat să iau, în afară de câțiva magneți pe care i-am luat chiar venind încoace, n-am apucat să iau nimic și tocmai ce constat aici, că aici se termină programul de lucru la 7:30, adică magazinele se închid. Nu-i ca la București, că țin până la 10. Totul se închide la 7:30, în afară de restaurante și de baruri și de astea, totul, pa, de la 7:30, ceea ce e minunat. Că vreau să iau și eu niște chestii, niște cadouri, niște chestii, dar cum nu m-am mobilizat pe timpul zilei și nici ieri, da, vom vedea. Vom vedea ce va ieși. Anyway. Ui, și mi-e lac totuși să mai găsesc în centru acolo, pe lângă Panteon, pentru că acolo vă văzusem și seara mai târziu, un pic mai târziu de 7:30, văzusem magazinele deschise. Acum nu știu dacă doar mi s-a părut. Da. Și am uitat să vă zic o chestie foarte interesantă, apropo de Fontana di Trevi. Toată lumea se întreabă ce se întâmplă cu monezile. Monezile? Monedele? Care e pluralul? Corect, niciodată nu l-am știut. Care sunt aruncate în Fontana di Trevi. Simplu, sunt curățate odată la 2 săptămâni. Până acum, recent, știam că se golește fântâna odată la 2 săptămâni și vine cineva și strânge toate monezile, monedele, le strânge și banii merg către un ONG care se ocupă de copii orfani, de câteva orfelinate și de copii ai străzii. Deci, e de bine. Acum, recent, apropo de treaba asta, am văzut că au un aparat special ca un fel de aspirator subacvatic care pur și simplu aspiră monezile, monedele, le aspiră de pe fundul fântânii. Spre exemplu, acum când am fost eu, era curat, adică nu părea să fie foarte multe. Băi, dar apropo de asta, era nenorocire acolo când am ajuns, că de-aia nici n-am filmat foarte mult, pentru că efectiv era nenorocire, era măcel. Deci cred că în bazarul din Istanbul nu este ce era acolo, deci nu cred că era ce e acolo, pentru că e haos, efectiv, deci toată lumea se înghesuie acolo. Da, bine că m-am dus de dimineață, deci bine că m-am dus de dimineață, slavă cerului, și așa, și atunci mi s-a părut puțin cam aglomerat. Dar oricum, mult mai bine decât... Stați așa să mă grăbesc, că oamenii stau la semafor pentru mine. Așa. Mult mai bine decât ce era după masă la 3. Nu, era teribil, nu. Nu vă duceți la... Și asta de, în general, ca sfat general. Ați văzut și la Vatican ce era. Era horror, adică să stai horror la coadă ca să intri în Sfântul Petru, pe bune. Nu știu, eu n-asta. N-aș, dacă ar fi după mine asta. Dar, anyway, da, per total, foarte multe lucruri interesante pe care le-am văzut în Roma și pe care le-am aflat. De asemenea,
Multe lucruri pe care n-am apucat să le fac. N-am apucat să intru niciuna din bisericile pe care mi le-am propus. Și scolea toate grămadă, una peste alta. Găsești biserici la orice pas. Și vroiam să intru și eu în biserici, să mai văd că în bisericile din Roma este foarte multă artă răspândită. Rafael, Michelangelo, toți ăștia mari, ăia, toți împrăștiați prin biserici. Mulți, de mulți știți, de mulți nu știți. Deci, e peste tot. Și nu am apucat. Nu știu de ce domnul cu smartul a oprit la o trecere de pietoni la care nu are semafor. I don't know. Anyway, n-am apucat să intru niciuna din ele. Dar asta este. Motiv în plus să mai vin a doua oară. So, hai să mergem. Ah, și încă o chestie. Două lucruri pe care iarăși nu le-am făcut. N-am mâncat tiramisu și n-am mâncat paste. Cu pastele rezolvăm în seara asta. Cu tiramisu nu știu. Vedem.